L-am întâlnit pe Carel într-una din ocaziile pentru care mama era renumită. Fie că era o zi de naștere, aniversarea căsătoriei sau un nou născut, mama făcea o sărbătoare din orice ocazie. Willem l-a prezentat ca pe un prieten din Leiden și el a dat mâna cu noi unul câte unul. Am luat mâna cea puternică, m-am uitat în ochii aceia dâni și căprui și m-am îndrăgostit pe loc. Curând după ce fiecare a servit cafeaua, m-am așezat doar pentru a-l privi țintă. Părea că nu mă observă deloc, dar acesta era un lucru natural. Eram un copil de 14 ani, pe când el și Willem erau studenți la universitatea cărora le mijea barba. Era destul, am crezut eu, să fiu în cameră cu Carel. Eram obișnuită să nu fiu observată. Noli era cea pe care băieții o observau, dar ca majoritatea fetelor drăguțe, nu părea că-i pasă. Când un băiat îi cerea un cârlionț din părul ei, era metoda standard în acele zile prin care se declara pasiunea. Lua câțiva ciucuri de la vechiul covor gri din dormitorul nostru, îi lega cu o panglică albastră și îi trimitea prin mine. Covorul a ajuns fără ciucuri și școala plină de inimi zdrobite. Eu însă mă îndrăgoseam de fiecare băiat din clasă, pe rând, într-un ritm regulat, dar fără speranță. Dar din moment ce nu eram drăguță și mult prea rușinoasă pentru a-mi exprima sentimentele, o întreagă generație de băieți creștea fără să bage în seamă fata de pe locul 32. Totuși, Carel, credeam eu în timp ce îl priveam cum mestecă zahărul cu lingurița în ceașcă, era diferit. Îl voi iubi pe care îl pentru totdeauna. Au trecut doi ani până când l-am revăzut din nou. Aceasta a fost în iarna lui 1908, când Noli și cu mine am făcut o călătorie la Universitatea din Leiden pentru a-l vizita pe Willem. Camera puțin mobilată a lui Willem era la etajul 4 al unei case particulare. Ne-a îmbrățișat ca un urs deodată pe amândouă, pe Noli și pe mine și apoi a fugit la fereastră. Uite!" a spus luând de pe pervaz o chiflă cu frișcă pe care o ținea la rece. Am cumpărat asta pentru voi. Mai bine ați mânca repede, până nu vin prietenii mei înfometați. Ne-am așezat pe marginea patului lui Willem, înghițind cu lăcomie prețioasa chiflă. Am presupus că pentru a o cumpăra, Vilem renunțase la prânz. O secundă mai târziu, ușa s-a deschis cu zgomot și au intrat patru dintre prietenii lui, tineri, înalți, cu vocea groasă, în paltoane cu gulere duble și manșete învechite. Printre ei era și Karel. Am înghițit și ultima bucată din chiflă, mi-am șters mâinile de fustă și m-am ridicat. Vilem ne-a prezentat pe mine și pe Noli. Dar când a ajuns la Karel, care l-a întrerupt. Noi ne cunoaștem deja, și s-a înclinat încet. Îți aduce aminte? Ne-am întâlnit la o petrecere la voi acasă. M-am uitat scurt de la Karel, la Noli, dar nu, el se uita direct la mine. Inima a replicat frenetic, dar gura mi-era încă plină de resturile lipicioase ale chiflei și n-am ajuns să vorbesc. Curând tinerii s-au așezat la picioarele noastre pe podea, vorbind înflăcărați toți odată. Cocoțată lângă mine pe pat, Noli participa la discuție ca și când vizitarea universității era un eveniment obișnuit pentru noi. Noli era o adevărată domnișoară. La 18 ani purta deja fuste lungi, iar mie mi se vedeau de o palmă ciorapii groși și negri de școlăriță între tivul rochie și pantofi. De asemenea, Noli avea lucruri despre care să vorbească. Cu un an înainte începuse școala normală. Nu dorea cu adevărat să fie profesoară, dar în zilele acelea universitățile nu acordau burse fetelor, iar școala normală nu era scumpă. Așa că ea conversa cu ușurință despre lucrurile care îi interesau pe studenți, o nouă teorie a relativității, a unui om pe nume Einstein sau dacă amiralul Perry va ajunge cu adevărat la polul nord. Și tu, Cori, vei deveni și tu profesoară? Șezând pe covor la picioarele mele care îl mi-a zâmbit, am simțit cum mă înroșesc. Anul viitor, adică. Acesta este ultimul an la școala secundară, nu-i așa? Da, adică nu, voi sta acasă cu mama și cu tantiana. Totul a fost atât de scurt și de searbăt. De ce am spus atât de puțin când de fapt am vrut să spun atât de multe? În acea primăvară am terminat școala și am preluat munca de gospodină. S-a plănuit din totdeauna că voi face asta. Dar acum era un motiv în plus. Tanti Bep avea tuberculoză. Boala era incurabilă. Singurul tratament cunoscut era odihna la un sanatoriu și acest lucru era doar pentru bogați. Așa că, multe luni, tanti Beb zăcu în micuța ei cameră, viața scurgându-i se odată cu tusea. Pentru a preveni riscul infecției, numai tantiana intra sau ieșea de la ea. Tot timpul o îngrijea pe sora ei mai mare, nedormind în unele nopți. Așa că gătitul, spălatul și curățenia familiei căzu în sarcina mea. Îmi plăcea munca și, cu excepția lui tanti Beb, aș fi fost foarte fericită. Dar deasupra tuturor lucrurilor era o umbră. Nu numai boala ei, dar și întreaga ei viață nemulțumită și dezamăgită. Deseori prindeam câte un moment în care puteam privi în cameră atunci când dădeam câte o tavă sau când tanti ieșea. Erau acolo câteva suveniruri patetice a 30 de ani petrecuți în casele altor oameni. Sticle de parfum, goale de mulți ani, deoarece familiile bune dăruiau întotdeauna de Crăciun guvernantelor parfum. Câteva gravuri ofilite cu copiii, care acum cred că au ei înșiși copii și nepoți. Apoi ușa se închidea, dar eu zăboveam în holul îngust sub strașină, tânjind să spun ceva, să vindec ceva. Am vrut să o iubesc mai mult. Am vorbit mamei odată despre sentimentele mele. Și ea zăcea din ce în ce mai des. Când durerile provocate de pietrele de la fiere se înrăutățeau, ea se opera. Dar după ultima operație, un șoc a făcut ca o altă intervenție să fie imposibilă. Și multe zile, când pregăteam o tavă pentru tanti Bep, duceam și mamei una cu o treaptă mai sus. De data aceasta, când i-am adus prânzul, scria scrisori. Când mama nu dăruia celor din vecini căciulițe și haine de bebeluș tricotate cu andrelele ei harnice, compunea mesaje vesele pentru invalizii din tot Harlemul. Faptul că ea însă și a fost bolnavă atât de mult în viața ei, părea că nu-i trece niciodată prin minte. Un om sărac, Cori, a strigat ea când am intrat, care a fost ținut închis într-o singură cameră timp de trei ani. Gândește-te numai, despărțit de cer. Am aruncat o privire pe singurul geam al mamei care era la o depărtare de trei picioare de un zid de cărămizi. Mamă, am spus în timp ce puneam tava pe pat și m-am așezat lângă ea, nu putem face ceva pentru Tanti Beb? Adică, nu este trist faptul că trebuie să-și petreacă ultimele zile acolo unde nu-i place și nu acolo unde era atât de fericită? La familia Valer sau altundeva. Mama a pus jos stiloul și s-a uitat la mine. Cori, a spus ea în sfârșit. Bep a fost la fel de fericit aici cu noi, nu mai mult sau mai puțin decât în orice altă parte. M-am uitat la ea fără să înțeleg. Știi când a început să-i laude pe Valerii așa de mult? A continuat mama. În ziua în care i-a părăsit. Atâta timp cât a fost acolo, n-a făcut altceva decât să se plângă. Valerii nu puteau fi comparați cu familia Van Hock, unde a fost înainte, dar la familia Van Hock s-a simțit mizerabil. Fericirea nu este ceva care depinde de împrejurări corii, este ceva care se construiește în interiorul nostru. Moartea lui Tantii Beb le afecta pe surorile ei într-un mod caracteristic. Mama și Tantiana au dublat cantitatea de mâncare gătită și cusutul pentru nevoiașii din vecinătate atunci când și-au dat seama cât de scurte slujirea din timpul vieții oricărui om. Cât pentru tanti Ians, Spectrul ei particular s-a transformat și el. Sora mea!" exclama în unele momente. Ei bine, aș fi putut foarte bine să fiu eu." Un an și ceva după moartea lui Tanti Bep, locul doctorului de casă, Dr. Blinker, a fost luat de unul nou. Numele noului bărbat era Jan van Fen și odată cu el a venit sora lui mai mică, ce era asistentă, și un nou dispozitiv pentru măsurarea presunii sângelui. Habar nu aveam ce înseamnă asta, dar toată lumea din casă s-a supus pentru a-i se înveli brațul cu o bucată de material în care se pompează aer. Tanti Ians, care iubea accesorile medicale, mergea cu fantezie enorme la noul doctor și îl consulta ori de câte ori îi permitea finanțele. Așa a descoperit doctor Fanfen doi ani mai târziu că tanti Ians avea diabet. În acele zile, aceasta era o sentință la moarte, tot atât de sigură ca tuberculoza. Zile întregi casa a fost paralizată de șocul acestei vești. După toți acești ani de teamă, chiar și la un asemenea gând, acest lucru înspământător era chiar aici. Tanti Ians s-a dus direct la culcare când a aflat vestea. Dar inactivitatea a afectat personalitatea ei viguroasă, și într-o dimineață, spre surpriza tuturor, a apărut în sufragerie la micul dejun exact la 8 și 10 minute, cu anunțul că doctorii se înșală deseori. Toate aceste teste și tuburi, a spus Tantians, care credea orbește în ele, ce dovedesc de fapt? Și de atunci înainte s-a aruncat cu mai multă forță în scris discursuri, formare de cluburi și lansare de proiecte. În 1914, Olanda, ca și restul Europei, era mobilizată pentru război și străzile Harlemului s-au umplut deodată de bărbați tineri în uniformă. De la ferestrele ei, ce dădeau spre strada Bartelioris, tantiia se urmărea plimbându-se fără rost, privind la vitrinele magazinelor. Cei mai mulți dintre ei erau tineri, fără niciun ban și singuri. Și atunci a conceput ideea unui centru militar. Era o idee fantezistă pentru acele zile și tanti Ians a pus în ea toată pasiunea de care era în stare. Căruțele trase de cai de pe Bartelioris Strat au fost înlocuite recent de cele mari și electrice. Dar încă mai scrâșneau la oprire, scoțând scântei între șine și roți, atunci când Tantian aștepta imperioasă la beje. Se urca cu fustele ei lungi și negre într-o mână și în alta cu lista doamnelor înstărite care aveau să devină patroanele noi tentative. Numai cei care o cunoșteau cel mai bine știau că, în ciuda febrile activități, era încercată de o frică monstruoasă. Între timp, boala ei început să pună probleme financiare. În fiecare săptămână trebuia să facă un nou test pentru determinarea conținutului de zahăr din sânge. Și acesta era un proces complicat și scump, cerut de doctorul Fanfen sau sora sa când veneau acasă la noi. Ultima dată tine Fanfen m-a învățat să fac eu însum testul săptămânal. Erau câțiva pași de urmat, cel mai important era acela de a încălzi compusul final exact la temperatura indicată. Era greu pentru soba veche cu cărbun din bucătăria noastră întunecată să facă ceva exact, dar am învățat în final cum să fac și de atunci înainte, în fiecare vineri, mestecam chimicalele și făceam eu însă testul. Dacă amestecul rămânea clar atunci când se încălzea, totul era bine. Numai dacă se făcea negru, trebuia să-l anunț pe doctor Fanfen. Era primăvară când Willem a venit acasă pentru ultima vacanță înainte de ordinare. Terminase universitatea cu doi ani în urmă și acum mai avea două luni la școala teologică. Într-o seară călduroasă stăteam toți în jurul mesei din sufragerie. Tata, cu 30 de ceasuri împrășteate înaintea lui, nota într-un carnețel mic cu scrisul său frumos și precis, două secunde în urmă, cinci secunde înainte, în timp ce Willem citea cu glas tare din istoria reformei olandeze. Deodată a sunat clopoțelul de pe alee. În afara geamului de la sufragerie, era o oglindă, ca să putem vedea cine este înainte de a coborâ să deschidem. Am tras o privire și am sărit de la masă. Cori, a spus beții cu reproș, fusta ta! Uitam mereu că acum purtam fuste lungi și beții petrecea multe seri cârpind rupturile pe care le făceam atunci când mă mișcam prea repede. Acum am făcut cele cinci trepte dintr-o săritură pentru că la ușă, cu un buchet mare de narcise în mână, era tine fanfen. Noaptea de primăvară plăcută sau vocea dramatică antrenată pentru anvona lui Willem m-a făcut să cred odată că întâlnirea acestor doi oameni va fi un moment deosebit. Pentru mama ta, Cori, a spus tine, întinzând florile când am deschis ușa, sper că e... Nu, 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 du tu florile, arăți minunat cu ele și fără să-i iau nici măcar haina, am împins-o prin ușa sufrageriei, aproape călcând pe călcâiele ei pentru a vedea reacția lui Willem. Știam exact cum o să fie. Willem s-a ridicat încet în picioare, fără să-și deslipească ochii din cei ai tinei. Tata s-a ridicat și el. Domnișoară Fanfen, a spus tata în maniera lui de modă veche. Permitem să te prezint fiului nostru, Vilem. Vilem, aceasta este tânăra doamnă despre a cărei talent și bunătate ne-ai auzit vorbind. Mă îndoiesc dacă vreunul din ei au auzit prezentarea. Se sorbeau unul pe celălalt ca și când erau singuri pe lume. Vilem și tine s-au căsătorit la două luni după ordinarea lui. În timpul acelor săptămâni de pregătiri, în mintea mea era un gând: Karel va fi acolo. Ziua Anunții a venit rece și strălucitoare. Ochii mei l-au găsit imediat pe Karel în mulțimea din fața bisericii. Avea o pălărie înaltă, ca de altfel toți bărbații oaspeți, dar fără îndoială era cel mai frumos dintre ei. Cât despre mine. Am simțit că de când m-a văzut ultima dată, eram alta. La urma urmei, diferența între cei 20 de ani ai mei și 26 ai lui nu era atât de mare. Betsy îmi făcuse părul în acea dimineață, muncind o oră cu fierul de ondulat până când l-a ridicat în vârful capului. Și ce minune a stat așa! Tot ea îmi făcuse și rochia de mătase. De fapt, făcuse câte una pentru fiecare femeie din familie, lucrând serile la lampă, deoarece magazinul era deschis șase zile pe săptămână și nu ar fi cusut duminica. Privind acum în jurul meu, mi-am dat seama că îmbrăcămintea noastră era la fel de fină ca oricare alta. Nimeni nu ar fi ghicit, în timp ce strângerile de mână din fața ușii au început, că Tanti Ians și-a dat soba cu cărbune din camerele ei pentru a cumpăra mătasea care fășea atât de elegant pe noi. Cori? În fața mea stătea Karel, cu pălăria lui înalt în mâini, cu ochii cercetând în fața ca și când nu era sigur. Da, eu sunt, am răspuns zâmbind. Eu sunt Karel și este momentul la care am visat, mă gândi eu. Dar ești atât de... de mare, Iartă-mă, Cori, sigur că tu ești, doar că m-am gândit întotdeauna la tine ca la o fată mică cu niște ochi mari albaștri. S-a uitat la mine mai lung și apoi a adăugat încet. Și acum această fetiță este o domnișoară și încă una încântătoare. Deodată sunetele orgii erau pentru noi. Era în ianuarie o dimineață de vineri. Nu-mi venea să cred. Lichidul din paharul de laborator de pe sopa din bucătărie era de un negru închis, noroios. M-am sprijinit de chiuveta veche de lemn și am închis ochii. Te rog, Doamne, bine ar fi să fi făcut o greșeală. Am recapitulat în minte pașii măsurătorile făcute, uitându-mă la sticluțele de chimicale. Totul era la fel cum făceam întotdeauna. Cu un șervet am înșfăcat paharul și am fugit la fereastra din sufragerie. Negru! Negru! Și m-a cuprins teama. Ținând încă în mână paharul, tropăind pe cele cinci trepte, am intrat pe ușa din spatea magazinului. Tata, cu lentila de bijutier în ochi, era înclinat de la mijloc deasupra noului ucenic, selectând cu îndemânare părți minuscule dintr-un șir aflat în fața lor pe bancul de lucru. M-am uitat prin geamul ușii magazinului, dar beții vorbea cu un client din spatele caseriei. Nu un client, m-am corectat eu, o pisă loagă, o cunoșteam pe femeia aceea. Venea aici pentru a cere sfaturi pentru ceasuri, și apoi le cumpăra din alt loc. De la can, vis-a-vis de noi. Nici tata, nici beții, nu păreau să observe că acest lucru se întâmpla din ce în ce mai des. În timp ce femeia pleca, am dat buzna pe ușă cu paharul care vorbea de la sine. Beții!" am strigat. O, Beții, e negru! Cum o să-i spunem? Ce o să facem?" Beții a venit repede din spatele teșghelei și m-a îmbrățișat. Prin spatele meu, tata a intrat în magazin. Ochii lui treceau de la pahar la Beții și la mine. Și tu ai făcut exact cum trebuie, Cori? Ai fost atentă la fiecare detaliu?" Mi-este teamă că da, tată. Și eu sunt sigur de asta, draga mea. Dar trebuie să avem și verdictul doctorului. Îl voi chema imediat, am spus. Așa că am turnat lichidul acela urât într-o sticluță și am fugit pe străzile alunecoase și spălate de ploaie ale Harlemului. La doctor Fanfen erau asistent în nouă și am așteptat în sala de așteptare o jumătate de oră mizerabilă și tăcută. În sfârșit, a plecat și ultimul pacient, și doctorul Fanfen, a luat sticluța în micul său laborator. Nu este nicio greșeală, Cori, a spus el când și-a făcut apariția. Mătușa ta mai are cel mult trei săptămâni de trăit. Când m-am întors, am ținut o conferință de familie în atelier, mama, tantiana, tata, Betsy și eu. Noli nu a venit acasă de la școală până seara. Am fost de acord că Tanti Ians trebuie să știe imediat. Vom merge cu toții, a decis tata, dar eu îi voi spune. Și poate că își va lua mai ușor inima de la tot ce a realizat. Ea pune mare preț pe realizare și cine știe dacă are sau nu dreptate. Așa că mica procesiune a umplut scările spre camera lui Tanti Ians. Intră! A răspuns ea, adăugând ca totdeauna, și închide ușa înainte ca moartea să-și facă planul cu mine. Ședea la masa ei rotundă de mahon, lucrând la un alt apel pentru centrul ei de soldați. Când a văzut că ți-am intrat în camera ei, și-a pus stiloul jos. A privit de la o față la alta, până când a ajuns la a mea și a înțeles. Era vine dimineața și încă nu venisem sus cu rezultatul testelor draga mea cumnată, a început tata cu delicatețe. Este o călătorie plină de bucurie, rânduită mai devreme sau mai târziu pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. Și Ians, unii trebuie să meargă înaintea tatălui lor cu mâinile goale, dar tu vei alerga la el cu mâinile pline. Toate cluburile tale, a riscat Tantiana scrierile tale, a adăugat mama. Fondurile pe care le-ai strâns, a spus beții. Discursurile tale, am început eu. Dar cuvintele noastre bine intenționate nu au fost de folos. În fața noastră mândria a fost drobită. Tanti Ians și-a pus mâinile la ochi și a început să plângă. Goală, goală, a spus cu o voce năbușită printre lacrimi. Cum îi putem duce ceva lui Dumnezeu? Îi pasă lui de micile noastre și retlicuri și fleacuri? Apoi, în timp ce ascultam cu neîncredere, și-a împreunat mâinile și cu lacrimile care îi curgeau încă pe față, a șoptit. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că trebuie să venim cu mâinile goale. Îți mulțumesc că Tu ai făcut totul, totul pe cruce și că tot ce avem nevoie în viață sau în moarte este să fim siguri de acest lucru. Mama și-a aruncat brațele în jurul ei și s-au prins în brațe. Dar eu stăteam parcă înțepenit în locul meu știind că am văzut un mister. Era biletul de tren al tatei dat tocmai la momentul potrivit. Cu o fluturare a batistei și o suflare energică a nasului, Tanti Ians ne-a lăsat să înțelegem că momentul sentimental a trecut. Dacă aș avea un moment de liniște, a spus ea, aș putea termina ce mai am de făcut. S-a uitat scurt la tata și în acei ochi severi s-a furișat o strălucire pe care nu o mai văzusem. Nu că ar conta lucrul, Casper. Nu, asta nu valorează nimic, ne-a spus pe un ton tranșant. Dar nu voi lăsa un birou murdar în urma mea pentru ca altcineva să-l curețe. La patru luni după funerariile lui Tanti Ians, a sosit mult așteptata invitație la prima predică a lui Willem. După mai puțin de un an, ca asistent al unui predicator din Uithuizen, i s-a dat o biserică în Brabant, în partea de sud a Olandei, o așezare rurală minunată. În Biserica Olandeză Reformată, prima predică a unui pastor avea o însemnătate deosebită. Familia și prietenii veneau de la mare distanță și stăteau câteva zile. Karel era și el asistent de pastor și a scris că va fi acolo și că așteaptă să ne vadă din nou pe toți. Am înzestrat acel cuvânt toți cu un înțeles special și am înghesuit rochii și am împachetat geamantane. Într-o anticipație delirantă, mama se simțea foarte rău. S-a ghemuit în colțul compartimentului din tren, apucându-l de mână pe tata ori de câte ori trenul se clătina. Dar, în timp ce noi, ceilalți, priveam la șirurile lungi de plopi de un verde deschis de iunie, ochii mamei n-au părăsit niciodată cerul. Ceea ce pentru noi era o călătorie prin țară. Pentru ea era o sărbătoare a norilor, a luminii și a infinitului albastru. Atât satul Made, cât și biserica lui Vilem decăzuseră în ultimii ani, dar clădirea bisericii, amintind despre zilele mai bune din trecut, era mare ca și casa lui Vilem și a Tinei de pe cealaltă parte a străzii. Comparată cu casele din beje, era enormă. În primele nopți, tavanul mi s-a părut atât de departe încât n-am putut să dorm. Unchi, mături și prieteni soseau în fiecare zi, dar indiferent câți oameni veneau, camerele îmi păreau pe jumătate goale. Trei zile după ce am sosit, am răspuns la bătaia din ușa din față și acolo stătea Karel, plin încă de funingine pe umeri după călătoria cu trenul. A zvârlit geamantanul din stofă, a intrat în hol lângă mine, mi-a strâns mâna și m-a scos la lumina soarelui de iunie. Este o zi frumoasă la țară, Cori, a strigat el. Hai la plimbare! De atunci încolo se părea că era îngăduit ca eu și care să ne plimbăm în fiecare zi. De fiecare dată hoinăream puțin mai mult pe potecile murdare de la țară, care duceau în direcții diferite spre sat, Atât de diferite de străzile pavate ale Harlemului. Era greu de crezut că în asemenea momente restul Europei era blocat în cel mai stupid război din istorie. Părea că nebunia s-a răspândit și dincolo de ocean. Ziarele spuneau că va intra și America în război. Aici, în Olanda neutră, zilele însorite de iunie nu păreau tulburate de nimic. Numai câțiva oameni ca Willem afirmau că războiul este și tragedia Olandei. Prima lui predică a fost pe această temă. Spunea că Europa și lumea sunt în schimbare, indiferent cine va câștiga, s-a stins un mod de viață pentru totdeauna. M-am uitat în jur la adunarea formată din țărani și fermieri voinici și am observat că nu le păsa de asemenea idei. După predică, Prietenii și membrii mai îndepărtați ai familiei au început să plece acasă. Dar Karel zăbovea. Plimbările noastre erau mai lungi. Deseori vorbeam despre viitorul lui Karel, și deodată n-am mai vorbit despre ceea ce Karel avea să facă, ci despre ceea ce noi vom face. Ne imaginam că vom avea o casă parohială imensă și veche de aranjat, ca aceasta și ne bucuram să descoperim că aveam aceleași idei despre mobilă, flori, ne plăceau chiar și aceleași culori. Numai cu copiii nu eram de acord, care îl voia patru în timp ce eu mă încăpățânam pentru șase. Nu s-a rostit însă niciodată între noi cuvântul căsătorie. Într-o zi când Carel era în sat, Vilem a venit din bucătărie cu două cești de cafea tine era chiar în spatele lui cu ceașca ei. Cori, a spus Willem, dându-mi cafeaua și vorbind cu greu. Te-a lăsat care să crezi că este serios? A încheiat tine propoziția în locul lui. Roșiața pe care o uram și pe care nu o puteam controla niciodată mi-a aprins obrajii. Eu? Nu. Noi... De ce? Willem s-a înroșit și el. Deoarece, Cori, acesta este un lucru care nu se va întâmpla niciodată. Tu nu cunoști familia lui Karel. Ei au vrut un singur lucru de când Karel era mic. S-au sacrificat, au plănuit și și-au construit întreaga viață în jurul acestui lucru. Karel trebuia să se însoare bine. Cred că acesta e modul în care pun problema. Mi s-a părut deodată că salonul mare și sărăcăcios e gol. Dar cum rămâne cu ceea ce vrea Karel? Acum nu mai este un copil. William și-a fixat ochii limpe zinei mei. O va face Cori. Nu spun că dorește aceasta. Pentru el este un alt eveniment al vieții ca oricare altul. Când vorbeam despre fetele de care ne place la universitate, întotdeauna încheia astfel. Dar nu m-aș căsători niciodată cu ea. Asta ar ucid eu pe mama. Cafeaua fierbinte mi a părit gura, dar am înghițit-o și m-am strecurat cât mai repede în grădină. Uram casa aceasta întunecoasă și veche și aproape că-l uram pe vilem, pentru că vedea întotdeauna partea cea întunecată a lucrurilor. Aici, în grădină, era diferit. Nu era tufiș, nu era floare, la care eu și care să nu fi privit împreună, care să nu poarte puțin din sentimentele noastre unul pentru celălalt. Poate că Willem știa mai multe decât mine despre teologie și politică, dar când era vorba de romantism, Carel a părăsit Madeul o săptămână mai târziu, și ultimele lui cuvinte au ridicat inima mea pe culmi. Numai după luni de zile mi-am dat seama cât de ciudat le rostise. Urgența, aproape disperarea, se simțea în vocea lui. Stăteam pe drumul care ducea către casa parohială, așteptând calul și căruța, pe care Madeul o privea ca singurul vehicul posibil atunci când era deprins un tren. Ne-am luat la revedere după micul dejun, și dacă parte din mine era dezamăgită de faptul că încă nu m-a cerut în căsătorie, altă parte era mulțumită doar că stăteam lângă el. Deodată, acolo pe drum, mi-a strâns amândouă mâinile. Scriem, Cori, a spus el, dar nu cu bucurie, ca o rugăminte. Scriem despre beje, vreau să știu totul. Vreau să știu fiecare detaliu despre acea casă urâtă, frumoasă și dărăpânată. Scriem despre tatăl tău, Cori. Scriem cum uită să trimită facturile. O, Cori, este cel mai fericit cămin din Olanda. Și într-adevăr așa a fost, când tata, mama, Betsy, Noli, Tantiana ne-am întors acasă. A fost întotdeauna un loc fericit, dar acum fiecare mic eveniment părea că strălucește pentru că îl puteam împărtăși cu Carel. Fiecare mâncare pe care o găteam era un dar pentru el, fiecare oală strălucitoare un poem, fiecare măturare era un act de dragoste. Scrisorile lui nu soseau atât de des ca scrisorile pe care îi le scriam eu, dar am pus-o pe seama muncii lui. Pastorul al cărui asistent era, scria el, i-a dat parohia în primire. Era o adunare înstărită și mulți contribuabili așteptau vizite frecvente și îndelungate ale clerului. Apoi, scrisorile au început să vină tot mai rar. Mi-am văzut de ale mele și, luată de muncă, am trecut de vară și toamnă. Într-o zi glorioasă, când toată Olanda parcă cânta cu mine, a sunat clopoțelul de la ușă. Spălam vasele de la prânz în bucătărie, dar am fugit prin sufragerie în jos, pe scări, înainte ca restul familiei să facă vreo mișcare. Am deschis ușa care dădea spre stradă, și acolo era Karel. Lângă el era o femeie tânără. Stătea și îmi zâmbia. I-am observat pălăria cu o pană mare, gulerul de hermină mâna ei albă mânușată ce se odihnea pe brațul lui. M-a luat cu amețel când care l-a spus, Cori, doresc să ți-o prezint pe logotnica mea. Trebuia să fi spus ceva, ar fi trebuit să-i conduc în camera din fața lui Tanti Ians, pe care acum o foloseam ca și salon. Îmi amintesc doar cum familia a venit la timp salvându-mă vorbind, strângând mâini, luând paltoanele, căutând scaune, astfel încât eu nu trebuia să fac sau să spun ceva. Mama și-a depășit recordul la făcut cafea. Tantiana a împărțit prăjituri. Beții a atras o pe tânăra domnișoară într-o discuție despre moda de iarnă și tata l-a ținut pe care într-un colț cu întrebări impersonale referitoare la știrile internaționale. Ce părere are despre știrea că președintele Wilson se pregătea să trimită trupe în Franța? A trecut cumva o jumătate de oră. Am reușit să dau mâna cu ea, apoi cu Karel și să le urez fericire. Betsy i-a condus până la ușă. Înainte ca să se închidă, am zburat în sus pe scări spre camera mea, ce se afla în partea de sus a casei, unde puteam să plâng în voie. Nu știu cât timp am stat în pat, suspinând după iubitul vieții mele. Mai târziu am auzit pașii tatălui meu. Pentru o clipă am fost fetița care aștepta ca el să înfășoare bine păturile în jurul meu, dar aceasta era o durere pe care nicio pătură nu o putea acoperi. Și, deodată, mi-a fost teamă de ce va spune tata. Mi-a fost teamă că va spune, curând o să fie altcineva. Și apoi acest neadevăr va sta între noi pentru totdeauna. Deoarece simțeam deja într-un loc adânc al sufletului meu că nu o să fie curând sau vreodată altcineva. Tata a intrat în cameră. Bineînțeles că n-a spus cuvintele acelea false și fără rost. Cori, a început el, știi de ce doare atât de tare? Este dragostea. Dragostea este cea mai mare forță din lume și atunci când înseamnă durere. Există două lucruri pe care le putem face atunci când se întâmplă acest lucru. Putem ucide dragostea? Și aceasta o va opri să doară. Dar, desigur, atunci moare și o parte din noi. Sau, Cori, îl putem ruga pe Dumnezeu să deschidă o altă rută pe care dragostea să călătorească. Dumnezeu îl iubește pe care îl, mai mult decât tine, și dacă îl rogi, el îți va da dragostea lui pentru acest bărbat, o dragoste pe care nimic nu o poate opri. Nici nu o poate distruge. Cori, ori de câte ori nu putem iubi în felul nostru învechit, uman, Dumnezeu ne oferă o soluție perfectă, dragostea lui. N-am știut că, în timp ce ascultam pașii tatălui meu șerpuind pe scări în jos, el mi-a dat mai mult decât soluția la această problemă grea. Nu am știut că el a pus în mâinile mele secretul care avea să descopere camere mult mai întunecoase ca acestea, locuri care la nivel uman nu aveau nimic demn de iubit în ele. Eram încă la grădiniță în privința dragostei. Rolul meu era să renunț la sentimentele mele pentru Karel, fără a renunța la bucuria și minunea care a crescut odată cu ea. Și așa, chiar în acea oră, stând culcat în pat, a înșoptit marea rugăciune. Doamne, îți predau ție felul în care țin la care gândurile mele despre viitor. O, tu cunoști totul. Ajută-mă să-l văd pe care cum vrei tu. Ajută-mă să-l iubesc în acest fel. După aceste cuvinte am adormit.